かったんですよね。Pe cel care s-a născut la Sulina și cel care a dirijat prin tot Mapamon, marele dirijor George Georgescu, care îi purtăm în deosebit respect, și prin faptul că liceul nostru se numește George Georgescu, și prin faptul că acest concurs este în memoria acestui mare dirijor. Avem bucuria de a fi alături de noi la această deschidere doamna Ioana Georgescu, fiica marelui dirijor. În acest an participă la concurs 227 de concurenți din 26 de licee și școli de artă din țară și Republica Moldova, care vor candida, vor concura la secțiunile pian, vioară, violă, violoncel, canto, flaut, clarinet, nai, țambal, muzică de cameră. Și chitară, mă scuzați, maestri. Președintele onoare al jurului este doamna Ioana Georgescu. Președintele jurului este mare violonist și dirijor Ilarion Ionescu Galați. La secțiunea pian, dirijori sunt doamna rector universitar dr. Delia Pavlovici și doamna conferențiar universitar dr. Veronica Gaspar, care întâmplător sunt pe drum în clipa aceasta și se apropie de Tulcea. La secțiunea vioară este maestru Ilarion Ionescu Galați împreună cu doamna Adriana Winkler, concertmaestru al Filarmonicii Regale din Galicia, Santiago de Compostela, Spania. Instrumente de suflat, flaut și clarinet,
Este doamna Alina Papară, șef partidă de flaut la armonica Paul Constantinescu Ploiești. Lector universitar Dr. Felix Golbach, Universitatea Valahia de Doviște. Secțiunea Corți Grave, cu instrumente populare. Profesor universitar Dr. Vasile Ciugui. Lector universitar Dr. Cătălin Ștefănescu Pătrașcu. La secțiunea Canto este profesor universitar Dr. Mariana Colpoși. Doctor așa este pe drumul spre Tulcea. Împreună cu domnul profesor universitar Dr. Ionel Voineac. Muzica de camere va fi jurizată de către domnul Vasile Ciugui și doamna Delia Pavlovici. Doresc să le mulțumesc celor care au inițiat acest concurs și l-au organizat. Fiind din acum 22 de ani, iată că să ne amintim de cel care a fost Mihai Țăguțu, cel care a inițiat acest concurs alături de ceilalți colegi. Doamna Maria Lucru a continuat, doamna Olita Goșman, domnul Adrian Pal, doamna Vasilia Aurelia aici de plată. Domnul Damian Dumitru. Doamna Roxana Sava, plecată la un concurs. Suntem onorați că în această seară, din partea Consiliului Județean, participă domnul Mihai Nicolae, fost primar și consilier al Consiliului Județean. De asemenea, domnul primar al municipiului Tulcea, domnul Constantin Hogea. De asemenea, domnului Damian Dumitru, inspector școlar general. După ce o să dau cuvântul invitațiilor noștri, va urma un recital al lui Marius Mantale, câștigătorul marului trofeu de anul trecut. O să încep cu cel mai vârstă dintre noi, dar cel mai... domnul Mihai Nicolae, vă rugăm să ne vorbiți câteva cuvinte despre concurs, fiind și inițiator acestui, pe vremea când era primar. Bebiță, era foarte mic așa, și tata era colaboratorul meu foarte apropiat. Pe mine v-aș ruga să mă iertați că apelez la calitatea de prompter, ca să pot să redau cât mai fidel mesajul președintelui Consiliului Județean, că altfel probabil că aș fi spus altceva. Stimați invitați, onorată asistență, mă bucur să fiu și astăzi, prezent în mijlocul dumneavoastră la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Muzicală George Georgescu. Consiliul Județean Tulcea este onorat să fie implicat în organizarea acestui eveniment de marcă al județului Tulcea, un spectacol al artiștilor din toată țara și din Republica Moldova, un concurs care reunește tinere talente. Aș dori, pe această cale, să-mi exprim bucuria de a avea astăzi alături de noi pe dirijorul Ilarion Ionescu Galați. Mă bucur că și eu sunt tot călățat, dar te cipa și de vreo 50 de ani. Mulți oameni de valoare de Galați. Recunosc, așa e. Felicit colectivul de cadre didactice, dar și elevii Liceului de Artă George Georgescu din Tulcea, cei care, practic, au pus bazele și au dezvoltat acest concurs internațional până la nivelul la care este astăzi. Este o onoare pentru județul nostru de a fi dat oameni de calitate și de mare calibru aceea maestrului George Georgescu. De județul Tulcea se leagă povestea maestrului,
Marele dirijor al secolului trecut, George Georgescu, s-a născut la Solina în anul 1887, după care s-a mutat împreună cu familia, tot la Galați. Tatăl filarmonicii din București, George Georgescu, a fost director al operei române, a avut o carieră impresionantă. Sute de prime audiții din muzica universală, a colaborat cu 10 orchestre simfonice, a avut turnee atât în Europa, în Anglia, Franța, Italia, Germania, dar și peste Oceanul Statelor Unite. În 2007, Consiliul Local Sulina i-a acordat post-mortem titlul de cetățean de onoare, documentul naștrice artistului, doamna Ioana Georgescu-Redea. Astăzi, festivalul ce poartă numele Marelui Maestru a ajuns la ediția 22. Intră în competiția talentelor peste 200 de participanți din 26 de școli din România, dar și din Republica Moldova. Aș vrea, în final, să urez un călduros bun venit invitaților din alte județe, iar concurenților doresc mult succes. Vă mulțumesc! Stimată doamna Ioana Georgescu, stimate doamne membre ale jurului, stimați domni, membri ai jurului, stimați oaspeți, domnul Vesel, îmi pare rău, eu nu sunt cădățean, sunt olcean de pe jet. Mulțumesc, ca maestru Georgescu și, într-adevăr, cred că... Mai microfon, doamna inspector, doamna Bucai, în șoptea să readucă în memoria dumneavoastră și bine a făcut. Lucru pentru care îi mulțumesc că anul acesta se împlinesc 50 de ani de la dispariția marelui nostru maestru Georgescu. Iată o cifră rotundă, 50 de ani, în care evident că maestru Georgescu ne-a lipsit și ne lipsește, dar ce facem noi dată în fiecare an, aducem și ne străduim să aducem de fiecare dată în memoria dumneavoastră, în memoria colectivă a turcenilor și nu numai, valoarea inestimabilă acestui lucru, care evident că ne mândrim. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care din țară au făcut un efort deosebit să vină la Tulcea. Mulțumesc celor care v-au sprijinit să veniți până aici și vreau să adresez un salut deosebit celor din Republica Moldova. Eu am spus, fără a avea pretenția de a face predicții, dar acum 3 ani de zile, dacă mi-aduc aminte, am spus că aș vrea ca la ediția 25 cei din Republica Moldova să facă parte din o altă regiune a României. Și un minus, dacă se va întâmpla atunci așa, probabil va fi un festival național de interpretare, George Georgescu, dar evident că vocația acestui festival este cea de festival internațional, lucru confirmat de altele în edițiile anterioare. Nu este un moment tocmai fast acum, probabil, în care invitația la nivel internațional a fost făcută și nu a primit răspuns, dar acest lucru nu ne descurajează. Dacă mi-aduc aminte, am avut ediții când am avut chiar și oaspeți din China, chiar și oaspeți din Ucraina și din alte țări. Mă rog. Repet, momentul economic, financiar și regional probabil nu este tocmai pas, tocmai de aceea vreau să mulțumesc în mod deosebit celor care v-au acordat sprijinul să veniți până aici. Din păcate, nici ceea ce se întâmplă, nebunia în jurul nostru, nu acordă o importanță deosebită celor care slujesc până la urmă arta, muzica. Suntem într-o nebunie în jurul nostru și uităm de multe ori ceea ce înseamnă aceste valori spirituale. Eu am spus de fiecare dată, artiștii, scriitorii, muzicienii, pictorii, sunt precum hainele de duminică, pe care trebuie să le prețuim și să le păstrăm cu sfințenie. Așadar, iată peste 200 și ceva de elevi, un lucru extraordinar, ne mândrim de fiecare dată și în fiecare an că municipiul Tulcea poate găzdui un eveniment de asemenea amploare, dacă pot spune așa, și de fiecare dată constatăm, nu, că pe lângă numărul elevilor și calitatea în exprimarea artistică a concurenților crește. Suntem mândri că de foarte multe ori laureații concursului George Georgescu ajung să se impună pe scenele naționale și nu numai. Aceasta este și o mândrie a noastră, nu, pentru că practic aici și-au confirmat valoarea. Și Consiliul Județean și Primăria înțelege de fiecare dată să fie aproape vis-a-vis de ceea ce înseamnă acest fenomen. Cum o facem, repet, de fiecare dată,
Sper să aveți suficient timp ca să cunoașteți și orașul și împrejurimile. Suntem o zonă interesantă a României. O să-mi asum și nuanța de patriotism local. În opinia mea este una dintre cele mai frumoase zone ale României. Dacă nu veți putea să o cunoașteți acum, cadre didactice, elevi, vă invităm de fiecare dată să veniți, să cunoașteți ceea ce înseamnă municipiul și județul Tulcea. Felicitări tuturor și succes tuturor și mi-aș dori ca sejurul dumneavoastră la Tulcea să constituie în memoria noastră amintiri plăcute, amintiri care să vă facă să reveniți în Tulcea. Noi de fiecare dată vă vom aștepta cu toată dragostea și cu sufletul în palmă. Succes! Mulțumim frumos! Eu întotdeauna am fost de acord cu ceea ce a făcut domnul primar și nu am să vorbesc la microfon. Stimată doamnă Ioana Georgescu-Leileanu, bine ați revenit la Tulcea cu aceeași încântare și cu aceeași frumoasă așteptare. Sperăm cumva să nu vă dezamăgim. Eu am un fix, nu pot să trec peste momentul ăsta, cu cuvântul meu, fără să amintesc de doamna Tuticu Georgescu, prezență, nu știu exact câți ani a participat la edițiile noastre, dar o prezență, aș putea spune, permanentă, în mod sigur permanentă, nu-i un lucru ușor și simplu de vorbit să ajungi la 22-a ediție. La 22-a ediție e deja un fenomen, concursul nostru, un fenomen frumos pe care îl așteptăm cu tot dragul, pentru că ne vin de fiecare dată oaspeți în juriu extraordinar, care de fiecare dată au evaluat așa de corect. N-au existat discuții, n-au existat probleme de genul ăsta. Indicațiile lor au fost foarte, foarte apreciate de concurenți. Probabil că aceiași concurenți pe care îi știu și eu și mulți alții au participat multe, multe ediții, multe ediții la rând. Când mă gândesc câți președinți de juriu au trecut de la George Georgescu, este o cântare spirituală. Și discutând numai seară un pic cu maestru Ionescu Galați, am dat seama că iarăși avem aici o mare încântare, o mare valoare. Și ăsta este un lucru extraordinar. Nu pot să nu subliniez ajutorul pe care l-am primit de fiecare dată de la primării și de la Consiliul Județean. Am cumpărat, când doamna Vasile era director la liceu de artă, o pianină, eu l-am primit eu o altă pianină. Deci primăria ne-a ajutat foarte mult. Iar Consiliul Județean, de fiecare dată, n-a diminuat suma, a dat din contră, a dimensionat-o, măcar a menținut-o, un lucru extraordinar. S-a pus vestea, cuvintele sunt frumoase despre concursul nostru și asta este lucrul cel mai important. Nu vreau decât și ediția aceasta să fie o reușită, cu tot ce avem la îndemână în zilele acestea, vă stăm la dispoziție și vă rog să apelați orice, oricând. Și nu mă îndoiesc că și ediția 22-a va fi prin participarea mai numeroasă, cred, decât anul trecut. Și sperăm din anul an, vorba domnul primar, care vrea la 20-a ediție, să organizăm ceva pe măsura valorii concursului acesta. Bine ați venit la Tulcea, vă doresc mult, mult succes și să participăm împreună, o familie, ca această acțiune, să acestei acțiuni să îi se ducă peste. Mulțumesc!
Să nu mă Grigoriu, bine ați venit. Domnule primar, toată dragoste, vă salut. Nu mi-am intuit că în 1962, când am fost într-un în Grecia, dacă mai țin minte, la Falerov, în Malul Mării, când făceam baret, eu fiind în Filarmonica din București, Maestru Georgescu fiind directorul nostru și gurul meu, marele meu guru, nu mi-am intuit că va veni ziua în care voi fi președintele acestui minunat concurs. Tulcea, prima oară vin în orașul și municipiul Tulcea, un oraș plin de istorie și de tradiție. Am avut ocazia ieri să fac un tur de oraș datorită doamnei profesor dr. Guvai. Și am văzut, printre altele, Liceul de Artă, muzeul superb și bine reținut, plin de lucruri minunate, pe care o grămadă de pânze a lui Ivorescu, nu? Așa. Am văzut muzeul de artă, un monumentul, și am văzut un parc foarte frumos, unde este și statuia Maestrului Georgescu. Și zilele trecute m-am gândit ce să vă spună dumneavoastră, care poate v-a interesat. Am avut marea fericire să-l cunosc pe Maestrul Georgescu și să cânt aproape 10 ani sub bagheta minunată a domnului Isar. Însă a fost un dirijor, nu ca fiecare, a fost un dirijor cu totul și cu totul special. Pentru calitățile extraordinare pe care a avut de om și nu numai de mânuitoarul baghetei, ci a puterii extraordinare de transmisie pe care a avut-o atât în față orchestranților care eram și care ascultam ce spunea dânsul, cât și în spate. Și a fost un tip absolutamente fermecător. Este foarte greu de spus în cuvinte ceea ce am simțit noi în orchestră, în momentul în care dirija o simfonie de Brahms sau când dirija un coagună și curgea o lacrimă pe obraz. Pentru Maestru George Georgescu, generația mea și a celor care l-au cunoscut, Maestru George Georgescu a rămas un unicat și vă felicit în tot sufletul această a doua ediție care are rolul de a, acest concurs are rolul de a încuraja tinerele talente care au în aceste 22 de ediții s-au născut aici, la Tulcea, o grămadă de talente valoroase. În păcate, țara noastră trece în momentul ăsta pe momente grele, din punct de vedere al culturii, muzicii și, în general, al culturii. Dar să sperăm că vor veni momente mai bune. Cultura costă bani, dar în cultura costă și mai mult bani. Vă doresc în tot sufletul să vă bucurați de ceea ce faceți dumneavoastră organizatorii, să se împlinească ceea ce a spus domnul primar, cea de 25-a ediție, să dea Dumnezeu. Și să ne întâlnim și la cea de-a 44-a ediție. Doamne, sănătate și tot doresc. Bună ziua și bine ați venit la cea de-a 22-a ediție a concursului George Georgescu. Pianistul Marius Mantale este câștigătorul marelui premiu și al trofeului concursului George Georgescu al ediției din 2013. Marius este în prezent student în anul întâi la Universitatea George Enescu din Iași, la clasa de pian a profesorului Ioan Diaconu. Din anul 2006 participă la cursuri permanente de perfecționare pianistică ale maestrului Iulian Arcadi Trofin de la Centrul de Cultură din Budești, Neamț. În anul 2011-2012 a obținut o bursă de studiu oferită de Stuart Smellville College din Edinburgh, Scoția.
S-a specializat cursurile ținute de maestru Iuliana Caditofin în Appenzell, Elveția. Participă frecvent la turneele organizate de Fundația Iuliana Caditofin. A concertat în Italia, la Roma, Montecchio, Reggio Emilia, Beinasco, în Scoția, în Bulgaria, Ungaria și de asemenea România. Este câștigător al Marii Premii și al Trofeului Concursului Carl Cerny din 2013, Marele Premiu și Premiul I al Festivalului Propiano din Iași 2013, Marele Premiu și Trofeul Concursului George Georgescu din anul 2013, Premiul II al Concursului Miss Bartók Nigeti, Sofia din Bulgaria 2013, Premiul al III al Concursului Internațional Pietro Argento, Gioia del Colle, Bari, Italia 2013, Premiul I al Concursului Internațional Lina de Aur din Suceava 2008, Premiul I și Premiul Special al Conservatorului George Enescu la Concursul Internațional din Ulivati, din Iași, din anul 2008. În această seară, Marius va interpreta următorul repertor. L'Île Joyeuse de Claude Debussy și Andante Spianato și Marea Poloneză de Frédéric Chopin. Mulțumim mult și vă doresc o audiție plăcută! Thank you.
Bravo!